68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local după ședință ordinară în data de 19 septembrie 2017, orele 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. 2. Ordinea de zi este următoare. Local Buciu, ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Buciu, inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local al Comunei Buciu în anul 2017 pentru secțiunea de dezvoltare investiții, inițiator primarul Comunii. 4. Diverse. Domnule președinte, luați-vă în serios activitatea. Da, vă mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Aprobat. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune primul punct al ordinii de zi. Expunere de motive privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Buciu ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Buciu. Doamne și domnule consilier, urmarea solicitării formulată prin adresa numărul 644 din 509-2017 de Școala Gimnazială Buciu de a desemna doi reprezentanți ai Consiliului Local Buciu în Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul școlar 2017-2018 am inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitanți. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier moldoveanu Gașcu Rodica și domnul consilier Tudor Florinel ca persoane din învățământ sau care au activat în învățământ, urmând ca în această ședință de Consiliu să se hotărască prin act administrativ. Bineînțeles, aceasta este doar o propunere și care este întemeiată de faptul că în anii anteriori aceste persoane au fost alese de Consiliul Local, iar activitatea în Consiliul de Administrație al Școlii a fost foarte bună. Dacă există alte propuneri, vă rog să le formulați și să le supuneți aprobării. Mai precizez că inițierea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 1 și articolul 4 litera B din ordinul numărul 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar în care se precizează unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de Consiliul de Administrație, de directori și după caz de directori ajunți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul de Administrație și directorul conlucrează cu Consiliul Profesoral, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și cu autoritățile administrației publice locale. Consiliul de Administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. În cazul în care Consiliul de Administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai Consiliului Local și 2 reprezentanți ai părinților. Având în vedere menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici este vorba de cei 2 membri, fiindcă au avut rezultate bune, i-am propus tot pe cei. Dacă sunt alte propuneri, dacă suntem de acord cu cei 2 membri, dacă sunt alte propuneri, vă rog să vă descrez la fel. Nefiind alte propuneri, punem la vot cei 2 membri. Cine este pentru? Proiect aprobat. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune al doilea punct al ordinii. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buciu, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, motivat de faptul că la școala gimnazială Satra Căuți, Comuna Buciu, au fost efectuate lucrările de cadastru și s-au constatat modificări între înscrierea acestui bun imobil în inventarul bunurilor domeniului public și al Comunei și ceea ce s-a constatat la fața locului, precum și definitivarea lucrărilor, planurilor de amplasament și pentru alte două drumuri locale din satul Buciu, se impune inventarierea corespunzătoare a acestor imobile. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea notei de fundamentare prezentată de Comisia de Inventariere a bunurilor aparținând în domeniul public al Comunei Buciu, înregistrată la numărul 3489 din 8-08-2017, ca urmare a constatării acestor diferențe de la denumire, suprafață, completarea cu anexe, valoarea de inventar în metri pătrați, precum și introducerea în inventar a două noi poziții pentru drumurile din satul Buciu. Conform legii numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestea, în articolul 7 litera A, dreptul de proprietate publică se dobândesc pe cale naturală,
iar în conform cu articolul 21 alineatul 1 și 2, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se întocmește după caz de comisii special constituite, conduse de președinții Consiliului Județenii, respectiv de primarul general al municipiului București sau de primar. Inventarele întocmite potrivit prevederilor alineatul 1 se însușesc după caz de Consiliul Județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de Consiliul Locale. De asemenea, în anexa 3 la această lege, pe punctul 1 se precizează: domeniul public local al comunilor, orașelor, municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri: bunurile comunale, vicinale și străzile, terenul și clădirile în care își desfășoară activitatea Consiliului Local și Primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele. De asemenea. Conform dispozițiilor articolului 21, alineatul 1, articolul 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, alineatul 6, articolul 120 și articolul 122 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are competența să hotărească cu privire la subiectul supus analizei prin proiectul de hotărâre, iar acțiunea de inventariere este obligatorie și legală. În trecut, în următoarea perioadă, dorim să demarăm și proiectul pentru obiectivul de investiții, înființarea rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Buciun, și este necesară dovada ca toate drumurile pe unde urmează a trece rețeaua de apă și canalizare aparțin domeniul public al comunei. Rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici e vorba despre la școala de la Răcăuți. S-a terminat lucrarea de renovare a școlii, s-a mărit suprafața ei cu grupul sanitar și centrala și trebuie, am făcut scheța de cadastru, trebuie intabulată cu suprafețele găsite după și magazia de 18 metri de lemne, plus că ne-a mai rămas în spate, nebăgat în domeniu, o magazie de lemne după timpul da, vechi și grupul sanitar la vechi. Și o suprafață de teren de vreo 100 și ceva de metri pătrați, parcă au mai rămas un rest de adăugat la această suprafață de teren al comunei, al școlii. Din coace la drumurile au mai rămas două drumuri. E unul jos la Bândar. De la Bazar ca Costică jos acolo în poiana aia, drumul care face legătura cu Bândar, o să fie o stație de pompare, canalizare. Dacă nu, în tura asta, altă tură. Și la jos la biserica din jos, de la, pe la Ecuri, pe acolo, în poiana aia jos la Mititelu. Tot la fel unesc drumul, alea două drumuri și aici tot la fel se unește două drumuri ca să trebuie băgate în domeniul public, ca astfel nu poți să construiești și nu-ți dai autorizație pentru apă și canalizare. Da, vă mulțumim, domn primar, dacă vrea să fie cineva la ne fiind alte probleme, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim, proiectul acest. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune al treilea punct al acelor primare. Ușor. Raportul privind proiectul de hotărâre referitor la propunerea utilizării unei sume din necesitatea bugetului local în cursul anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Doamne și domnilor consilieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a necesității plății contractului pentru proiectul tehnic și verificatorii acest proiect la alimentarea cu apă, rețea de canalizare și stații de hotărâre în satul Buciun, comuna Buciun, județul Bacău. Suma de 92.000 de lei propusă a fi utilizată este din excedentul sumei stocată ca fond de rulment al comunei Buciun de-a lungul anilor și include obținerea avizilor PTH-ul, verificarea PTH-ului și consultanța necesare pentru acest obiectiv. Întrucât realizarea acestei investiții este prioritară pentru comuna Buciun, rog analiza și aproba rea proiectul de hotărâre. Motivez legal acest proiect de hotărâre cu dispoziția articolului 58 alineatul 1 din legea numărul 276/2006 cu modificări și completările ulterioare, în care se prevăd excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzut la articolul 6 litera A, celor exceptate de la articolul 6 litera B și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiu
financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Aici este vorba să plătim pe TH-ul, consultanță și avize pentru extindere de apă și canalizare. Nu avem bani și scoatem din fondul de rulment. Unde mai i-am așezat acolo să-i folosim la nevoie. Domnul președinte, atâta timp cât transferul acesta de sume din fondul de rulment pentru plata altor utilități, pentru altor nevoi, este legală și dacă ați urmărit cu atenție, în proiectul de hotărâre sunt date toate articolele de lege care permite acest lucru. Nu avem nimic împotriva. Avizul comisiei este favorabil. Vă mulțumim, domnul președinte. Dacă mai dorește cineva să scrie la cuvânt, dacă nu spunem la vot acest proiect de hotărâre, cine se dă, vă mulțumesc. La diverse care dorește să scrie la cuvânt. Domnul de acolo. Domnilor, problema care vreau să o ridic, eu în particular am discutat-o odată cu domnul primar și am fost la școală, am ridicat problema la cadrul didactic la timpul potrivit. Problema nu s-a rezolvat. Despre ce este vorba? Sunt copiii de romi, de țigani, care vin de la școală, scapă de la școală. Și sunt vreo câteva case, niște oameni năcăjiți pe acolo, care singura problema lor care este să spargă geamurile pe tot traseul. În una din zile veneam de la vie cu bicicleta și am auzit bond, bond. Copiii în casă plângeau la Iulian, cine de acolo cunoaște zona. Așa, au de două fetițe, copiii erau în casă. M-am luat cu bicicleta după ei, eram curios să vedem de ce, au o contradicție, ceva de împărțit, am ajuns, erau patru persoane, doi copii de clasa a 6-a și doi flăcări mai mari, de cam la 17 ani. Și am stat de vorbă, mă băiți, ce aveți voi de împărțit cu oamenii ăștia, că nu numai la o casă, la vreo trei case acolo, la rând, spargă geamă. Măi, zic, uitați, ce se putea întâmpla, ați dat cu petroiul. Putea să nimerească un copil în casă, putea să moară, putea să te închidă, putea... Le-am explicat românește, nu-i frumos, sunt oameni și ei, sunt copii. Și când m-am îndepărtat de ei, la vreo 5 metri, m-a luat cu chetura ei. Și-o dai cât a putut după mine. Nu știu, eu cred că rău, nu le-am vorbit absolut, n-am jignit pe nimeni, n-am... Așa, n-am supărat pe nimeni. Am plecat din calea petroilor, mai erau niște cetățeni pe acolo. Au fost martori la evenimentul ăsta. Acum eu aș veni cu următoarea soluție, dacă sunteți de acord sau credeți că e viabilă, haideți să facem o comisie, un comitet, să zicem, de vreo patru persoane avizate. Dacă domn primar poate să meargă, poate are deleagă pe altcineva, eu știu, cu directorul școlii, așa de la Buciu, și să mergem să stăm de vorbă la om la om, clasă de clasă, cu școi mici și cu oi mari și eu cred că sunt oameni și ei și o să înțeleagă toată treaba asta. Până la urmă amenințați că li se ia dreptul ăla bănesc care îl primesc, dacă că altfel nu mai avem ce face. Eu cred, asta e propunerea mea, dacă sunt alte propuneri mai bune sau eu știu, dar trebuie făcut ceva. Vă rog să mă credeți la poartă pe un brad acolo, am montat o piesă de asta, precum că aș lua vedere, e tu măsuz acolo, ca să nu mai dea, domnule, trebuie căutate niște măsuri ca să nu mai strice, să nu mai facă rău, să nu mai... Dacă dumneavoastră aveți alte soluții mai bune, le trecem la treabă. Atât am avut eu de spus. Eu vreau să vă răspund eu că nu am de soluții. Decât să... După ei au venit oamenii săptămâna trecută, nu? Săptămâna trecută, că le-au spart geamurile, că au probleme, că e mizerie pe drum, că aruncă laptele, că aruncă ce le dă. Am chemat-o pe doamna directă la postul de poliție și am stabilit ca mediatorul, numai cu aia mari, că ea nici nu prea fac, dar trebuie și cu aia mișcă,
școlea marcă, nu are așa multă activitate în mediatorul ăsta. Am zis cum scapă, să încolonați și după ei până coboară. Când coboară dealul. Să nu credeți, domnul director, că nu s-au discutat cu ei. Cred. Să nu credeți că în Bucium nu există. La domnul Hilohi, unde am grijă de casă, aceia mi-au spart toate geamurile. Și aici nu sunt țigani. Da? Mi-au spart 3 sferturi în geamuri pe fața mea. Și nu sunt țigani aici. Sunt copiii de la Bucium. Așa îi duc mintea pe ei. Poate crezi că dacă le spune să nu dea cu bolovan, nu mai dă cu bolovan? Așa... Clasele 5 sunt însăcit în fiecare. Nu există, nu mai există. Itineretul ăsta care, începând de la ăștia mici și până la aia mare, acum de 18-19 ani, nu mai ascultă de nimeni, nici de al lor, nici de taxul, nici de măsa, nici că e român. Și dacă e român, tot comentează și în fața lui Maicis, așa, nu mai ascultă de nimeni. Așa e democrația, cică. Nu trebuie să-i lăsăm. Așa e democrația. Am stabilit cu doamna director, ca mediatorul la 11, dacă se întâmplă probleme și cu ăștia mici, se ducă până în... unde coboară ea acolo în pantă. Am urmărit și așa da? Se face domnul. După ora, la 4:30, când scapă ea martor, la fel se ducă. Și astfel mai... și ar mai fi o problemă în care doamna director spune că au votat într-un regulament de-a lor interior. Eu nu văd așa ceva, ca când termină cursul elevul, să-i dea pachetul cu lapte în punga și cu cei mai dă și să-l dea afară pe poartă. Eu nu cred că mai există școală unde s-au mai votat regulamente din astea. Cu cine fi votat dânsa regulamentul? Da, mă lași pe mine și pe urmă ai timp să discuți, da, până se termină ședința. Eu cred că cornul și laptele sau cele de lor alimentul trebuie ori în pauza mare, ori la sfârșitul orilor de program, în clasă, stă, îl urmărește profesoara cât mănâncă, ia pungurița aceea și o duce la coș, la împungă, că o să fie un sac menajer acolo pe acolo și pune, nu pe tot drumul, începând de la școală și pe un kilometru jumate, numai pun și lapte aruncat și mizerii pe jos. Sper ca doamna director să schimbe, chiar dacă o votat regulament. Eu știu că regulamentul e bine pentru ei. Regulamentul e bine pentru școală, că nu au, nu trebuie să stea cu ochii pe ei, nu trebuie să aibă activitate multă decât cum să spun eu, decât cardul și să bage degetul în perete, dacă a intrat salariul. Dacă nu se comportă cum trebuie, vă promit că încă o dată mai chem de la inspecția școlară Bacău. Mai vin o tură. Nu trebuie să-mi pună o jumătate de sat în capul meu, că nu poate să țină două clase sau trei clase de copii, să mănânce și să lese mizeria într-un sac menajer în curtea școlii sau pe hol sau în clasă. Na, ușor, eu am mai vorbit și cu comunitatea de rom, nu au cine. Deci numai noi, mediatorul, viceprimarul, noi, consilierii, domnul consilier. Sunteți consilier de Răcăuți. Da. Pot una zi, la două zile, mai intrăm și noi, să ne vadă lumea, Acum două zile era domnul vice, se lupta cu niște... Este domnul vice. Nu știu. Alunga niște țigani de acolo. Deci noi nu suntem, domnule, neutre. Cu cine să stai de vorba? Soluția cea mai bună, cred că este asta care am spus-o eu. Să mergem din clasă în clasă. Mergem de degeaba. I se divulgă care a dat, spune, eu îl spun pe ăla, ci nu eu, domnule, ăla a dat. Și îi depistăm până la urmă. Ei n-ajung niciodată la urmă. Nu mai așa, cea mai bună soluție deocamdată mediatorul. Da, e o idee. Iar pachetul să mănânce în clasă sau pe hol. Sau într-o sală de clasă. Da, vă mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul doamnei. Nu, atâta vreau să spun că se cunoaște situația și mediatorul merge cu ei până în deal acolo unde spune domnul primar. Și vreau bine, am terminat la ora 6 fără, am terminat și au plecat cu ei
tocmai unde trebuiau să vreau și pachetul să mănânce în clasă. Și probabil că urmează ca și pachetul să fie mâncat în clasă, motivându-se cu ideea că dacă vreau pachetul... Am să vă iau într-o zi să vedeți cum aruncă toate în curtea școlii și până jos. Până la botea nu se vede... Eu știu că nu-i frumos în clasă să arunci. Dar dacă în clasă învățătorul sau învățătorul aduce sacul menajer, îl pune într-un colț și toată lumea mănâncă și când iese pe ușă, pune acolo pungulița, așa trebuie învățați. Nu, îi arunci pachetul și ai pe drum. Păi drumul nu e a nostru, lumea nu e a noastră. Lumea nu e a noastră. Cum să-i dai pachetul să, după program, după ce-o terminat orele? Programul se dă o pauză. Da, vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului consilier Mateș. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, vreau să-mi permiteți doar un minut, aș avea două probleme la acest punct divers. Primul punct, vă mulțumesc domnului primar pentru deplasarea pe teren, pentru schimbarea becurilor, pentru strada de iluminat. Deci, acum lumea toată este mulțumită, nu mai este niciun fel de problemă. A doua problemă care aș ridica-o, aș întreba pe domnul primar dacă cei care au fost cu șoseaua și-au încheiat activitatea. Deci, între problema asta, am montat doar vreo 3 țevi acolo care nu s-au adus indicatoarele. Trec o viteză nemaipomenită, dar am să le punem acele indicatoare în tari de viteză. Da. Atât. Vă mulțumesc. Da. Dacă mai dorește cineva să scrie la cuvânt. O să pună și semnul, dar să nu crezi deodată că respectă-ți vreo unul semnul de circulație. Da. Tu ai respectat semnul de circulație, domnul consilier? Da. Când? Respect. Toate? Respect. Să nu mai vezi tu până mâine. Inclusiv... Le respectă pe toate. Dacă îi pui limitare, da, cine da, respectă? Da, da, cine respectă? Vreau unul din... Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, declarăm ședința închisă. Ce dracu? Chiar am luat o raznă.